Dacă aveți copii până în 6 ani, puteți să-i cereți angajatorului să suporte cheltuielile cu creșa sau grădinița. Puteți primi până la 1500 de lei pe lună. Mai departe, firmele care decid să-i sprijine pe părinți vor putea să-și scadă această cheltuială din impozitele plătite statului. Măsura se aplică de anul acesta atât în cazul copiilor care merg la stat, cât și la privat. Pentru mulți părinți, taxa pentru creșă sau grădiniță reprezintă o parte serioasă din buget. Cât plăteați înainte de pandemie pentru grădinița celui mic? Cam 2000 pe lună. Ne-am asumat cheltuiala asta, nu ne-am îndatorat pentru treaba asta, dar cu siguranță e acolo cheltuiala, știți, și aș fi mai drăguț să nu fie, în linii mari ca în alte țări. De la începutul acestui an, angajații le pot cere patronilor să-i ajute cu cheltuielile pe care le au cu creșa ori grădinița, privată sau de stat. Limita de cheltuieli este de 1500 de lei pe lună pentru un copil cu vârsta de sub 6 ani. Are 4 ani și merge la o grădiniță de stat. Plătim doar masa. În zona în care locuim noi sunt în jur de 2000 de lei pe lună costurile pentru grădinița privată. La stat, nu la particular. De ce? E foarte scump. Acolo e vorba de 13 milioane, 14 milioane. În practică, totul ar trebui să fie simplu. Părintele plătește taxa de creșă sau de grădiniță, iar ulterior arată o dovadă a acestei plăți către angajator. Legea nu impune limite legate de veniturile părinților, iar angajatorul nu are nimic de pierdut. Asta pentru că își va recupera respectiva sumă de bani din reducerea impozitului pe profit. Pentru că acest lucru să se întâmple însă, angajatorul trebuie să respecte anumite condiții. Angajatorul trebuie să se asigure că respectiva creșă sau grădiniță este autorizată de Ministerul Educației. Statul suportă, prin reducerea unor impozite, aceste cheltuieli cu educația timpurie. Măsura se adresează în principal plătitorilor de impozit pe profit. Angajatorul este cel care decide dacă oferă sau nu această facilitate. Potrivit firmelor de recrutare, în această perioadă multe firme încă nu s-au decis. Unii patroni se tem de eventuale controle suplimentare din partea fiscului. Ar putea să fie o soluție pentru menținerea angajaților și pentru motivarea angajaților. Însă vor trebui să găsească soluții pentru contracararea situației în care angajații nu au copii și probabil că vor trebui aici să facă niște compromisuri și să acorde niște beneficii suplimentare pentru restul angajaților. În România sunt aproximativ 600.000 de copii cu vârste între 3 și 6 ani, dar numărul de creșe și grădinițe este mic. Numai în capitală e cerere pentru 9.000 de locuri în creșe, dublu față de câte există. Urmărește cele mai tari show-uri integral pe ProTV+.